Salutare la toată lumea, Ștefan, de la proiecte diverse de AY. Ne apucăm să spălăm beberușele de la Milwaukee. Le-am murdărit maxim. Uite, pe ăsta e plin de cărămidă. Deci are praf de cărămidă jos la baterie, am dat afară. Restul e pe 68 sau 65, nu mai știu. Și lada arată într-un fel. Pe interior le-am curățat pe toate, sculă cu sculă, dar trebuie spălate. Le facem un exterior acum. Le dăm un pic de apă să moaie așa, un pic, un picuț. Le lăsăm un pic la spumicică, că le place spuma. Uite, îl băgam invers. Lăsăm 10 minute și să vedem ce frumoasă să fac. Trebuie să avem grijă de bebelușe, că cu ele producem bani. Dacă nu avem grijă, doar pe astea le-am folosit. Mai am una din truse de curățat un pic. Am băgat și compresorul. Asta mic, cu astea 4 am fost ieri. Da, trebuie curățate, că în primul rând trebuie curățate ca așa trebuie, în al doilea rând nu intri cu ele în casă la client jegoase, la următorul client, plus că e vorba de obrazul tău. Alta, dar am văzut scule. Dar n-ai curat să iei o șurubență, să să desfaci un întrerupător, că îi faci la peretele. Deci că-s mecanici, nu electricieni. Da, cam atâta la filmulețul ăsta, să mă apuc de treabă ca lumea, că pierdem timpul și vă și plictisim. V-am pupat!